Concursul de dans de la petrecerea de sâmbătă le-a încântat privirile băieților. Unora în mod aparte... Se simțea Viorel cu musca pe căciulă? Sau de ce o iscodea pe Deni să-i spună ceea ce ea nu voia? Deranjat-o. De ce nu deranjat-o? Păi nu e vorba că am fost deranjat, e vorba că am văzut atunci o fază în care m-am uitat la toți băieții. Așa. În ce părți se uitau? Și toți se uitau la iubitele lor. Paul s-a uitat numai la tine, tot dansul și la Adina. Nu știu ce vezi tu. Și asta te-a deranjat? Nu, păi dar ți-am zis atunci, Doru. Nu, păi nimic secret. E bine că ești corect și sincer. Păi de ce să nu fiu sincer? Păi nu, de ce de zic tu? Păi nu-și zic tu. Dar de ce să nu fiu corect și sincer? Păi adică... am zis că e bine, mă, iubire. Ți-am zis, de asta nu pot să vorbesc cu tine, că le iei cum vrei tu. Și nu-mi place. Păi nu, dar te-ai schimbat acolo, e drastic. Nu m-am schimbat. Păi am văzut și niște lucruri pe care nu le-am văzut atunci. Păi ce anume, spune. Vorbește. Nu, sunt supărată. Ok, am înțeles asta. Dar vorbește. Nu vreau să vorbesc. Uite, asta nu-mi plac. Păi asta este. Și stai așa după șleței în tine și deodată bum și ea și nu știu de unde să le... De ce să fac bum? Aoleu, bine, ce vă faci? Am zis că nu vreau să vorbesc, nu că mi-apare ceva de zis. Mai târziu, concursul de dans părea oarecum uitat, însă probabil nu în totalitate, căci tensiunea persista. Încearcă și tu când te trezești să te schimbi. Da, bine. E simplu la voi, că aveți paravanul la locul sus, ai și te-ai dus, te-ai schimbat? Da, lasă-mă, nu, dacă mă simt comod așa. Și ce, nu poți să-l haine comod? Vrei să fiu falsă? Crezi că asta fac acasă? Când mă trezesc, primul lucru mă schimb? Nu lucru îmi beau cafeaua, după aceea îmi încep activitățile. Nu e vorba de naturalețe, e vorba de reținere. Totul mi-e natural. Nu știu, că nu-i cunosc. Eu mă cunosc pe mine. Da, e vorba de reținere. Iar dacă tu așa ești și afară, ce? Nu zici? Nu. Nu? Fără zici, nu? Pe vezi? Aia. Zic, normal, pentru că aici nu vezi orice se interpretează. De aia e Valentina de ce așa. Și eu nu vreau să fiu ca Valentina. De ce te-ar interesa? Mă interesează. Te interesează ce zic eu? De ce te-ar interesa? Dacă ți se face ție o imagine care tu știi că nu e adevărată, cu timpul exact. Imaginea aia se duce dacă nu e adevărată. Nu contează, e imaginea mea și nu vreau să las loc. Dar nu să strec o imagine în 10 secunde. Că nu se termină emisiunea mâine. Lasă așa. Știu eu mai bine cum gândesc și cum trebuie să reacționez. Dar nici așa nu e ok. Ți-am zis cât timp, nu. Nu ți-am zis ceva, oricum, pe fața mea se vede. Când e geloasă, când e supărată, când e nervoasă, se vede. N-am cum să ascund. Da. Nu. Și dacă e să fiu vreodată, o să fiu la modul ăla de transfigurată la față. Și dacă nu mi-ai văzut așa, înseamnă că nu a fost nimic. Ce ar fi trebuit sau aș fi simțit să zic și nu ți-am zis. Asta vreau să înțelegi. Păi am înțeles asta. Știi ce nu am înțeles? Dacă aceste mici chestii, așa nimicuri care nu le zice aici că nu ți se pare că te afectează, okay. Dacă și afară e la fel. Gen, deci afară când treci și nu știu. Da, mă gândesc că afară s-ar putea să fie mult mai rău. Da, mă gândesc la asta. La rău ce? Că dacă ar fi aici să mă deranjez o chestie, că suntem un conjurați de toate camerele și așa mai departe, mă gândesc că afară ar putea să fie mult mai rău dacă e. Deci eu îmi pun problema cum ar fi afară. Se pare ok că când un lucru care nu mi le zice aici afară mi le zice, eu poate consider că și aici, după afară mă trezesc cu bombardamente din toate direcțiile. Dar să încerc să explic că ți-a spune și afară, dar ți-am zis și aici. Ți le-am zis pe moment, atunci. Acum, iar îmi faci pe... Lasă-mă, Viorel, îmi face că... Nu, nu. Na, nu-mi plac chestiile astea când stăm să ne tragem de limbă și vrăjeni de genul. Dar nu ne tragem de limbă, că eu nu vreau să te trag de limbă cu nimic. Eu te-am întrebat cu totul alte chestii, Viorel, tu ai dus discuția. Eu te-am întrebat... Păi da, bă, da, și da, dacă eu atâta răspund, te-am întrebat, scurt. Păi scurt și la obiect, nu răspunzi deloc scurt și la obiect. Păi cum? De fapt, ai răspuns scurt la obiect la chestia aia care ți-am zis că aici ai niște, aici nu le zici și afară le zici. Așa. Aia a fost scurt și la obiect. Și eu te-am întrebat dacă ți se pare normal. Păi
Și tot duceți în altă parte. Nu e normal, clar nu e normal, dar ți-am zis. Dacă au fost niște chestii, nu știu, irelevante, am trecut peste, dacă au fost ceva, ce să zic, ți-am zis atunci. Și plus de asta, doamne, nu mă cunoști. Păi nu, păi tu îmi zici că dacă au fost niște chestii... Deci aici nu există... Ascultă-mă, mai mă interesează ce e aici, că mă merge cu ce... Eu vorbesc de ce e aici, afară vedem ce va fi. Lasă-mă cu afară și cu aici și cu tot. Stai mă un pic. Mă aștept ca tu să știi ce ai de făcut și dar nu ai niște chestii. Eu știu ce mă aștept și poate de la tine, mă aștept să știi ce ai de făcut. Suntem doi oameni diferiți, nu gândim la fel. Suntem doi oameni diferiți, dar suntem oameni care au mai avut relații, nu? Păi n-am iubire. Acum de la ce te referi? La chestii de relație? La okay, lucruri dintre noi sau? Nu dintre... Păi cum că te-ai dus la relații? Păi da, dar sunt chestii pe care poate femeile în trecut ți le-au reproșat sau au fost chestii deranjate și atunci tu, mai ales că ai experiența asta... Păi da, dar uite, până acum de ce mi-ai spus, nu-mi pare mi s-a reproșat. Vezi, de asta nu vreau să discut cu tine, pentru că ai impresia că ți le spun ca un reproș. Păi tu ai zis, bine, păreri, nu reproș. Reproșii foarte care... răspunsuri. Chestii pe care pe viitor poate nu le-aș accepta sau poate nu îmi convin. Dar păi nu înseamnă că sunt lucruri grave. Nu crezi că ar fi ok să mi le zici? Dar nu crezi că ar fi ok ca tu să știi? Nu. Chine? Pentru că eu pot să mă gândesc la alt lucru la față la ce te gândești tu. Da, atunci și eu pot să mă gândesc la multe lucruri și pot să fac și multe lucruri că mă gândesc că exact, sunt cum exact, se tocmai de-aia trebuie să comunicăm. Comunicăm. Păi asta n-am înțeles-o. Păi dar tu, iubire, niciodată nu înțelegi nimic. Păi nu, chiar n-am înțeles pentru că mi-ai zis. Bine, dacă te rog frumos să ne oprim, ne oprim? Se pare normal să ne oprim? Da. De ce? Pentru că nu mă fac înțeleasă, nu înțelegi, nu vreau să intru în detalii și atât. Păi tocmai de-aia nu înțeleg, pentru că nu înțelegi nimic, că încerci să duci așa, să scapi. Vrei să ne oprim? Ok, ne oprim, nu e nicio problemă. Mulțumesc. Dar nu mi se pare normal. Și ok. Nimeni nu mi se pare normal. Păi ce făcureți? Că Edita mai tensiunea între voi. Nu, am discutat pe niște lucruri care s-au întâmplat la petrecere. Atât. Da, da, nu vă duceți discuțiile până la capăt. Vă enervați, vă... Pare că vă abțineți. Sunt acolo niște lucruri care... scârțâie așa, rămân nespuse. Și lucrurile astea nespuse, dacă se adună, nu știu dacă dau bine. Adică dacă o dau bine, în sensul că nu trebuie să dăm bine sau rău. E în sensul pentru voi, dacă e bine sau nu. Dar le-am spus atunci pe moment. Bine, faza e că el după live, ieri, m-a văzut puțin supărată. Dar supărată, e mult spus. Că da, ai văzut niște lucruri în materialul exact. Colegilor mei pe care nu le-ai văzut în realitate. Da. Niște priviri, mai exact. Ok. Da. Și la petrecere, Roxana mi-a zis că i-a tras cu ochiul la Dinei. Adică niște lucruri care... I-a făcut cu ochiul. Da. Ca să nu se înțeleagă da, expresia ca lumea, da. I-a făcut cu ochiul, apoi privirea, atenția lui. Și cred că pe orice fată care era într-un cuplu, oarecum o deranjau. Corect, pot să înțeleg treaba asta. Tu înțelegi? Da, am înțeles. Numai că vreau să comunice lucrurile astea. Și ți se pare că se oprește comunicarea când? De multe ori când trebuie să intrăm mai în detalii ca să vedem exact care a fost problema, atunci rămâne conversația în aer. Dar pare că o obosește foarte tare orice discuție cu tine. Pentru că are multe rețineri. Îmi spune niște lucruri vagi și nu-mi dau seama. Și încerc să intru în detalii ca să-mi dau seama exact unde e problema. Ea face așa și nu, adică nu e asta. Păi, să-mi spună părere atunci, nu mă deranjează. Poate a trebuit să vorbești mai puțin și să asculți mai mult. Păi eu dacă am stat două zile și n-am vorbit nimic, nici ea n-a vorbit nimic. Mai vorbiți. Scurtă pauză după pauză, înțeleg că azi dimineață...